Bună seara și bine v-am găsit la Actual Regional. Sunt Paul Olar. Săptămâna trecută a fost una de foc pentru tenisul de masă din România. În Portugalia, la Guimaraes, s-au desfășurat meciurile turneului preolimpic. Ovidiu Ionescu a obținut biletele spre Tokyo, acolo unde va fi prezentă și naționala feminină. Jucătorii de tenis de masă sunt însă strâns legați de Cluj-Napoca. Aici, în urmă cu 3 ani, juniorii serveau pentru istorie și cucereau medalii la campionatul european. Vom avea în sala polivalentă în viitorul apropiat și un european de seniori, așa că vă propun în această seară o discuție cu domnul Cristi Romanescu, președintele Federației Române de Tenis de Masă. Bună seara, domnule președinte! Bună seara, mulțumesc de invitație! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a vă alătura emisiunii și aș vrea să începem direct cu subiectul principal. Vă spun sincer că am râs cu un ochi la performanța lui Ovidiu și dacă îmi permite spectatorii, cu celălalt am plâns pentru faptul că Rare Șipoș, sportiv născut la Cluj-Napoca, a ratat la mustață prezența la Tokyo. Cum apreciați, domnule președinte, aceste rezultate? Așa este și eu. Cu un ochi am râs, cu un ochi am plâns, într-adevăr. Mi-a părut rău pentru Șipoș Rareș. A jucat extraordinar, a avut un parcurs deosebit. A fost la un meci, distanță de calificare, la doar 20 de ani. Vă dați seama ce ar fi însemnat pentru el să se poată califica la Jocurile Olimpice, cea mai importantă competiție de pe planetă. N-a fost să fie, probabil, în anul acesta. A avut un meci destul de greu pentru calificare, s-a speriat un pic, poate cine știe experiența, mai trebuie să cumuleze un pic de experiență. Oricum, eu consider că Rareș este pe drumul cel bun pentru 2024 la Jocurile Olimpice de la Paris. Cu siguranță va merge și va participa la cea mai înaltă și cea mai importantă competiție. Dar vreau să vorbim puțin despre meciul pe care Ovidiu Ionescu l-a disputat în fața britanicului Paul Brinkhall. Ovidiu s-a impus 4-1, n-ați avut tare multe emoții, a condus la un moment dat și cu 3-0. Bine, Ovidiu este un sportiv experimentat. Da, așa este, dar acolo competiția asta nu seamănă cu nicio alta. Totul este deschis. A jucat cu calificarea pe masă, vă dați seama ce presiune a fost și practic ca și Rare Șipoș, o mică scăpare, știu eu, o neatenție, mai pierduse un meci în grupe de la 3-1, pierduse o calificare în Qatar, Ovidiu Ionescu, tot de la 3-1. Deci încărcătură nervoasă a fost, mă bucur pentru el, l-am și felicitat pentru că a depășit un moment greu. Paul Drinkhall nu este un sportiv oarecare, este un sportiv deosebit și dacă nu ar fi fost atent și dacă nu ar fi respectat indicațiile antrenorului, ar fi fost probleme mari. Le-am văzut adineaur în imagine pe componentele echipei naționale. Am văzut-o pe Bernadette Soci, pe Adina Diaconu, pe Andreea Dragoman. Echipa națională feminină este calificată la Jocurile Olimpice. Am citit un interviu recent și cu domnul Viorel Filimon, antrenor important din tenisul de masă din România. Cum le simțiți, domnule președinte, pe aceste sportive? Cum să vă spun? Puțin îmi pare rău că nu am disputat, nu s-au putut ține Jocurile Olimpice anul trecut, în 2020, pentru că veneam după un rezultat deosebit din 2019, atunci când echipa României a câștigat campionatul european proba pe echipe la Nantes. Fetele erau în formă deosebită și în luna februarie, la campionatul european U21, Adina Diaconu a câștigat, Rare Șipoș și a luat medalie de bronz. Deci eram pe un trend crescător. Dar asta este, se întâmplă în viața oricărui sportiv să amâne competiții. Poate că a fost mai bine, nu știm, am mai avut un an la dispoziție să mai creștem. Lucrurile poate nu s-au schimbat în rău pentru noi, s-au schimbat în bine și sperăm ca la Jocurile Olimpice cu echipa de fete să avem un rezultat bun,
dacă nu foarte bun. Acolo este proba la care noi sperăm, Federația, sperăm să obținem o medalie. Și nu în ultimul rând, mai avem și proba de dublu mixt, Șoci Bernadet împreună cu Ovidiu Ionescu. Este pentru prima dată când la Jocurile Olimpice se joacă proba de dublu mixt. Sunt doar 16 cupluri calificate și acolo, de ce să nu o spunem, nu suntem deloc modești, avem un cuplu deosebit de bun și sperăm la o medalie și la proba de dublu mixt. Bineînțeles, dacă fetele sunt în formă deosebită și au un parcurs și o tragere bună la sorți, ca și Ovidiu Ionescu, și în proba de simplu, de ce nu pot accede către semifinală sau chiar finală. Ce este important, domnule președinte, atunci când se alcătuiește o echipă de dublu mixt? Iată, vom avea în premieră o formație alcătuită din Bernadetta și Ovidiu Ionescu. Amândoi sportivi talentați, cu experiență, cu performanțe așa în spate. Este. Așa este. Totdeauna proba de dublu mixt este o probă specială. De ce? Pentru că, ca și la proba de dublu, lovești odată unul, odată celălalt. Și aici este foarte important, să spun așa, ca fata să poată să conducă de fiecare dată jocul și, bineînțeles, băiatul să încheie punctul, cum spunem noi. Ori aici avem un cuplu destul de bine lucrat și se completează foarte bine în joc și de fiecare dată Ovidiu Ionescu lovește fantastic de puternic. El poate să închidă punctul de fiecare dată, iar Serge Bernadette să-l ajute foarte mult punând mingea pe masă, pentru că are un simț deosebit și o mișcare foarte bună la masă. Deci noi considerăm că, în afară de faptul că e un cuplu vechi, care a jucat în foarte multe competiții, împreună, au avut și rezultate deosebite anterior, noi suntem convinși că vom avea un parcurs bun la Jocurile Olimpice. Cum vedeți, din acest punct de vedere, organizarea Jocurilor Olimpice în această perioadă atât de tulbure pentru societate, pentru sport? Va fi destul de dificil. Nimeni nu e obișnuit să joace fără spectatori. Jocurile Olimpice se vor juca fără spectatori. Primim zilnic aproape tot felul de reguli de la organizatori pe care va trebui să le respectăm acolo. Știu eu, de fiecare dată ne pot recolta probe pentru ca să vadă dacă cineva este infectat cu acest virus năstrușnic, să-i spun așa. În afară de faptul că nu vom putea circula destul de mult în afara satului olimpic sau în sfârșit toate deplasările pe care le vom face vor fi destul de scurte și destul de verificate, să zic așa. Ceea ce nu este foarte confortabil, mai ales pentru sportivi și antrenori, bineînțeles, și tot staff-ul, pentru că vor fi nevoiți să stea într-o carantină continuă, aproape o lună de zile înainte de a participa la Jocurile Olimpice, vor trebui să stea într-o carantină. Cred eu că trebuie să ai un psihic foarte bine pus la punct ca să reziști la o asemenea, provocare. Și eu sper ca sportivii noștri și împreună cu staffurile tehnice și nu numai să reușim să parcurgem această etapă și acolo să ne prezentăm cât mai bine. Însă până la jocuri, sportivii noștri au campionatul european la Varșovia, apoi în septembrie ne vom reîntâlni la Cluj-Napoca pentru, aș spune, unul dintre cele mai importante evenimente sportive pe care le-a găzduit vreodată România. Vă rog să ne vorbiți pe larg despre acest subiect. Așa este. Anul trecut, campionatul european de la Varșovia a fost amânat, iar Federația Europeană a hotărât anul acesta să-l desfășoare luna iunie, probele individuale, deci proba de simplu, dublu băieți, dublu fete și, bineînțeles, dublu mixt.
România merge cu cele mai bune sportive și cei mai buni sportivi acolo. Sperăm să avem rezultate bune și va fi practic o, știu eu, ne putem, putem considera că la Varșovia, la campionatul european, vom avea o repetiție generală pentru Jocurile Olimpice. Și bineînțeles, așa cum ați amintit, în luna septembrie vom reveni la Cluj pentru campionatul european, proba pe echipe, acolo unde România a câștigat titlul pentru a doua oară consecutiv, titlul la proba pe echipe. Și sperăm ca la Cluj să reedităm acest succes obținut la Nantes și în Luxemburg, practic România să câștige a treia oară medalia de aur. Să evidențiem faptul că acest important campionat european se va desfășura în perioada 28 septembrie, 3 octombrie la sala polivalentă din Cluj-Napoca. Însă până atunci, domnule Romanescu, le ținem pumnii sportivilor noștri. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și multă baftă jucătorilor noștri. Continuăm cu un alt sport care ne-a adus atâtea bucurii la Jocurile Olimpice. Ne referim la judo. Sportivii noștri au în gând Olimpiada de la Tokyo, care se apropie cu pași repezi. Mai multe ne va spune însă Florină Bercean, care este alături de noi prin telefon. Bună seara, domnule antrenor! Bună seara, bună seara tuturor! Domnule antrenor, s-au desfășurat campionatele europene de judo. Din nefericire, nu ne-am întors cu medalii. Cum putem să analizăm performanțele sportivilor noștri? Felul cum au evoluat pe tatami? Din păcate, ne-am întors fără un rezultat bun, să zic așa. Ce pot să vă spun? Din păcate, la judo, poate mai mult ca la alte sporturi, tragerea la sorți este foarte, foarte importantă. Știți cum, lăsând la parte gluma, aveam un coleg care de întotdeauna ne spunea la ședințele care le aveam la CSM Cluj că a căzut în primul tur cu campionul. Este foarte adevărat, este foarte important ca în primul tur sau în al doilea tur să nu caz cu cei mai cotați sportivi. Andreea Chițu, la care noi ne așteptam la un rezultat notabil, a picat cu numărul 2 mondial, a avut un meci extraordinar de strâns, putea să-l câștige. Dar știți că se bat doi mari campioni, unul dintre ei trebuie să facă o mică greșeală. O mică greșeală a făcut și Chițu și am pierdut. Practic acel meci ne putea propulsa până în finală și cred că rezultatul era altul. Nu ne întorceam cu capul aplecat, dar învățăm din fiecare înfrângere. Așa cum am spus mai demult, ne pregătim acum pentru campionatele mondiale. Săptămâna viitoare avem un Grand Slam la Kazan. Deci avem program care îl urmăm foarte strict și care sper să ne ducă la Jocurile Olimpice. Cum o simțiți în special pe Andreea după acest campionat european, dar și pe restul sportivilor? Nu au fost foarte ușor de digerat, însă, dacă îmi permiteți, nu e nici foarte mult timp de plâns, pentru că urmează noi competiții importante. Nu avem timp de plâns. Ne pregătim. Andreea a suportat bine, pentru că analizând la rece comportamentul ei, meciul a fost extraordinar de greu. Franțuzoica e foarte valoroasă, se cunosc, a avut meciul în mână, dar asta e, până în ultima secundă trebuie să te bați. Acum, ce să vă zic, ne pregătim, mergem la Grand Slam-ul de la Kazan cu încredere, suntem în program, zic eu, într-un program foarte strict și putem să răsturnăm situația asta la campionatul mondial de la Budapesta de la începutul lunii iunie. Din acest punct de vedere, chiar voiam să vă întreb cum arată programul sportivilor noștri. Am văzut că este și un Open la Zagreb, unde va fi prezent Adi Șulcă. Da, au plecat astăzi spre Zagreb. Avem o delegație destul de numeroasă și la masculin și la feminin. Am combinat, zic eu, sportiv mai din lot olimpic câțiva și cei mai mulți sunt din lot olimpic de tineri de perspectivă. Deci cei care ar putea să ne reprezinte în mod special la Jocurile Olimpice de la Paris.
și Adisul, că este componentul delegației noastre. Împreună cu Creț Alex și cu Șerban Eduard, medaliați anul trecut la campionatele europene de tineri și juniori. Cum arată perspectivele pentru Tokyo? De ce avem nevoie? Cine se poate califica? Cine este cel mai aproape de calificare? Păi, astăzi vorbind, avem doi sportivi calificați. Chițu Andreea la 52 de kilograme și Simionescu Vlăduț la plus 100. Au rămas în calcule pentru Tokyo trei sportivi. Ungureanu Monica la 48 de kilograme, Ohi Loredana la 57 și Raicu Alexandru la 73 de kilograme. Dar toți trei trebuie să ia măcar o medalie. Ori la Grand Slam-ul de la Kazan, ori la mondialele de la Tokyo. Mondialele de la Budapesta. Și după mondialele de la Budapesta se va trage linie. Eu sper să calificăm măcar trei sportivi. Asta ar fi obiectivul de calificare. Pe urmă, la Tokyo nici nu pot imagina că mă voi întoarce fără un rezultat cât mai bun, zic eu. Doamne ajută, domnule Bercean, să avem cât mai mulți sportivi calificați la Jocurile Olimpice. Bine. Vă mulțumesc pentru intervenția din cadrul emisiunii noastre. Doresc sărbători fericite. Mulțumim la fel. Mulțumim la fel. Doamnelor și domnilor, actuală regională a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de TVR Cluj. La revedere!